Lovitura de Tristan Bernard. Adaptare radiofonică de Mariana Chipuc. Ne aflăm în una din încăperile elegantului castel al domnului Laudon. Invitații acestuia, bătrânul maestru, doamna de Chelozie și doamna de Blotier, stau de vorbă asistați de secretarul domnului Laudon Verde. Intră Balignon, care este în slujba aceluiași domn Laudon. Are în mâini un pachet de scrisori pe care le distribuie. Corespondența invitaților! L-am văzut pe stăpân, care își cere scuze față de dumneavoastră, maestre, și față de doamne. Tocmai vorbește cu arhitectul. A, da, pentru restaurarea marului bazin cu arteziană din grădină. Da. Spune, Balignon, ai cerut legătura telefonică? Cu prefectul, da. Da, trebuie să-i fac un comision din partea patronului. Dragă Verde, am spus să te anunțe de îndată ce sună. Mulțumesc. Iată scrisorile! Maestre, iată una pentru dumneavoastră. Ah, da, da, e de la editorul meu. Probabil. Da, știu despre ce e vorba. M-a chemat azi la telefon de dimineață pentru a-mi spune ce conține scrisoarea. E vorba de punerea în vânzare a romanului meu după ce se va termina apariția lui în foilet. Romanul dumneavoastră este foarte bun, maestre. E fermecător, și cât de bine cunoașteți sufletul femeilor, acest suflet insezizabil. Doamna de Chelozie, iată o scrisoare de la soțul dumneavoastră. A, știu aproape tot ce-mi spune. Nu vă jenați, citiți-o. Nu sunt grăbită. Pentru mine nu-i nimic, domnule Balignon. Mai bine nu voi fi obligată să răspund. Ba da, doamnă de Blotier, sunt două scrisori pentru dumneavoastră, poftim. Și iată încă una pentru maestru. Atunci vă rog să-mi permite să mă retrag ca să-mi citesc corespondența. Ce idee? Să invite lumea și să stea de vorbă cu arhitectul. Da, castelul ăsta e de-a dreptul divin. Și cafeaua excelentă. A meritat osteneala să ne deplasăm de la Paris. Fie măcar și pentru atât. Ca să nu mai vorbim că stăm în preajma acestui personaj interesant. Atât de bogat, atât de stimat, atât de temut. Și auzi ce nume? Laudon. Da. În fine, dar cine e acest domn Laudon? De unde a apărut? Se povestesc tot felul de lucruri, doamnă de Chelozie. Poate dumneata, dragă domnule Verde, ești în măsură să ne explici. Despre domnul Laudon, mărturisesc că nu sunt foarte informat. Sunt față de el ca un geambaș. Examinez animalul, constat care îi sunt calitățile, dar nu întreb de unde vine. Se spune că ar fi fost aghiotant, dar nu se știe nimic, dar e mai mult o părere care s-a acreditat. Se spune că a fost angajat când era foarte tânăr ca ajutor de notar. N-aș fi mirat dacă ar fi adevărat. Deci uneori ne dă de înțeles că s-a ocupat de procedură. Poate un șarlatan, domnule Verde. Nu, e chiar așa de simplu, doamnă de Blotier. Crede profund în el însuși. Și cum ați vrea să fie altfel? Întâmplarea datului Laudon, niște cărți de joc foarte frumoase. E mândru și nu cunoaște ajutorul sorții. Bine, dar pentru a-și juca personajul are totuși nevoie de unele calități. Le are, să știți. Întâi este prudent. Eu, care îl urmez peste tot, care îl însoțesc în societate, văd foarte bine cum își ține gura când nu-i informat asupra subiectului. Și asta îi se întâmplă mai des decât s-ar crede. Într-o zi am auzit pe cineva spunându-i ceva teribil. Domnule Laudon, sunteți un mare sceptic. El a zâmbit din complezență. Cât am râs de el în sinea mea. Știu eu ce se ascunde sub scepticismul domnului Laudon. Ignoranța. Dar nu sunteți prea indulgent cu patronul dumneavoastră? Ei bine, nu, da, prea. Doamnă de Chelozie, ce să fac? Îmi place mai mult să fiu un sclav conștient. Destinul m-a pus secretar în slujba domnului Laudon și nu vreau să mă mândresc cu asta și nici să mă autoconvin că este o treabă foarte onorabilă. Acestea fiind spuse, el profită de devotamentul meu. Eu însă țin să-mi păstrez clar viziunea. Domnul Laudon e însurat? N-am văzut-o pe soția lui. Nu o vede nimeni, doamnă de Blotier, pentru că nu o arată. E o femeie cum să cade, grasă, cu care s-a însurat prea devreme la începutul carierei. Are o prietenă bună, o femeie destul de elegantă, pe care poate o să fetiți, da, chiar aici. Dar cred că e o amantă de văzut lumii și nu e prea mare intimitate între ei și...
Nu-l văd pe domnul Lodo abandonându-se plăcerilor dragostei. E prea orgolios pentru așa ceva. Nu vrea să fie surprins de vreo femeie dăruit plăceri. Bine, dar cine e acel testu de care tot șoptesc servitorii pe la colțul? Ah, sălbaticul. Nu l-am cunoscut până acum, dar se pare că vom avea plăcerea să-l întâlnim azi aici. Este dușmanul numărul 1 al patronului în aceste locuri. Înseamnă că e o persoană foarte importantă. E bogat? N-are unde, este pur și simplu independent. Are o rentă destul de mică din care trăiește și se pare că nu vrea mai mult de la nimeni, nici măcar de la domnul Lodon. Se pare că e un tip oribil. De-abia aștept să mă conving. Vă rog să mă iertați, doamnelor, dar am o convorbire foarte urgentă. De altfel, iată-l pe bătrânul maestru care vă va ține compania. Alo, domnul prefect? Da, aici Verde. Vă telefonez din partea patronului. Da, nu vă poate primi mâine. Dacă doriți neapărat să-l vedeți, vă transmite că vă va primi aici astăzi la orele 15:30. Da, vă roagă să fiți punctual, prevenindu-vă că ar putea fi obligat să vă facă să-l așteptați dacă în momentul acela va fi într-o conferință cu un domn care trebuie să sosească dintr-o clipă în alta de la Geneva, din partea Societății Națiunilor. Da, și voi abuza de amabilitatea dumneavoastră, domnule prefect, pentru a vă spune că suntem foarte prost serviți de poșta din sat. Mi-ați putea da firul dumneavoastră direct ca să dau un telefon la Paris să comunic ceva din partea patronului? Cum? Legătura cu Parisul s-a întrerupt? Pentru patron nu-i niciodată întreruptă. Vreți să-l anunțați pe inginerul șef de la telefoane că trebuie să vorbim cu Parisul? Noi, da. Patronul, domnul Lodon, directorul ziarului Le Moment. Da, vă mulțumesc, la revedere. Maestre, vedeți ce de încurcători avem cu administrația? E, noroc că-i mai scuturați puțin. Adevărat. Într-adevăr, domnul Lodon nu se odihnește nicio clipă, chiar la țară. Și își primește totuși musafirii minunat. Da, și ce masă! Nimic de reproșat, absolut nimic. Masa e bună la domnul Lodon. Exact ce mi-a spus tatăl meu ieri. Deoarece l-a cunoscut pe castelanul precedent, își poate permite să facă o comparație. Da, castelul a fost mult ameliorat de când patronul veghează asupra lui. De 2 ani s-a instalat aici domnul Lodon? Da, sunt exact 2 ani. Uh-huh. Aici am sărbătorit cel de-al 10-lea an de la înființarea ziarului. 10 și cu 2, 12. Cum, Le Moment nu are decât 12 ani de existență? Ha, nu, scumpul meu maestru, este mult mai vechi, dar nu strălucește atât de tare decât de când domnul Lodon este proprietar. Și ziarul poate să-și permite să publice în foileton romane ca al dumneavoastră. De altfel, iată pe domnul Lodon în persoană. Domnilor, dragă maestre, vă rog să mă scuzați. Sunteți iertați. Vă rog, am primit o scrisoare de la Paris în care mi se vorbește despre ziar, iar foiletonul dumneavoastră pare să facă senzație. De cât timp sunteți comandor, maestre? De 3 ani. Veți fi mare ofițer la viitoare alegere. Balignon, da. Era aici. Da. Ei bine, primarul nu a putut să se deranjeze. E bolnav, domnule Lodon. Ce e cu acest afiș nou despre viteza automobilelor? 35 de kilometri pe oră. Primarul a atras atenția că afișul vechi arăta 10 kilometri pe oră și că era ridicol. Automobilul a mers întotdeauna cu cel puțin 30-35 de kilometri pe oră. A adoptat și el o cifră mai apropiată de realitate. Înțeleg. Dar dacă se vor tolera 35, vor merge cu 70. Vrei să-i spui primarului să pună vechea pancardă? Prea bine. Credeam, patroane, că sunteți adeptul vitezei. Da, pentru mașini ca a mea, care exercită un fel de serviciu public. Tocmai pentru a evita întâlnirile cu șoferii mei, care sunt obligați să meargă foarte repede, trebuie interzis altor vehicule să depășească o anumită viteză. De altfel, chiar șoferii mei vor semnala infracțiunile și vor repara într-o anumită măsură. Spune asta domnului primar, neglijența sau lipsa de atenție a unora dintre subordonații lui. Atrag atenția și pasnicilor să se supravegheze puțin, dacă nu vor să fie revocați. Balignon, altceva acum. Te-ai ocupat de numitul testiu? Sălbatico. Te rog să nu glumești. Acest testiu are o cocioabă care mă împiedică pur și simplu să-mi întind terenul spre pădure, căci intră în teritoriul meu.
I s-a spus în chip neîndemânatic că vreau să-i cumpăr cei 300 de metri pătrați pe care are și acum vrea să se tocmească cu mine. Nu, nu, nu am această impresie, domnule Rodon. Cred că se simte bine acolo și nu vrea să se mute. Domnule Balinio, am părerea mea în această afacere. Dragă maestre, da? Acest testiu este din Paris și s-a instalat aici ca urmare a mai multor afaceri necurate. Avem un dosar întreg despre el la ziar. Cred că nici nu bănuiește și nici nu știe cât de mult pierde că se poartă urât. Da, da, Balinio, l-ai convocat pentru astăzi? Da, patroane, va veni la ora 16. Bine, poți să pleci. Da. Maestre, da? Vreți să faceți o plimbare cu mașina? Nu vă pot însoți, dar voi da ordin să fiți plimbat. Scuzați-mă, voi lucra puțin. Da. Mă închin în fața acestui principiu. Muncă sistematică în fiecare zi. Nulla dies sine linea. Desigur, desigur, desigur. Nici o zi fără să scriu un rând. Foarte bine, foarte, foarte bine. Pe curând, pe curând. Trebuie să mă retrag. Vă rog să mă scuzați. Maestre, l-ați pus pe fugă cu latina dumneavoastră? Domnule Verde, văd că sunteți puțin frondăr când e vorba de patronul dumneavoastră. A, nu, nici de cum. Ați fost obișnuit să evaluați meritele scriitorilor, artiștilor, savanților. Oameni ca domnul Lodon, care sunt, pot să spun, oameni superiori, sunt în special produsul civilizației moderne. Nu avem însă niciun etalon ca să judecăm. Am putut constata la domnul Lodon excepționale calități de conducător. Ah, desigur. Autoritate. Ah, suntem de acord. Da, da, da. Dar îmi dau seama că mai posedă și alte calități care poate mi-au scăpat. Și care îmi scapă complet mie. Tinere, tinere, nu te grăbi să-ți judeci aproapele. Scuzați-mă, doamnelor, mă duc să lucrez în camera mea. Maestre, da, poftiți. Se va culca bunul și bătrânul maestru. Nici o zi fără să scriu un rând. Nici o după-amiază fără un pui de somn. Ați văzut cum se gutură pe lângă patron? Ar fi emoționant dacă n-ar fi grețos. Ziarul nostru i-a achiziționat un roman pentru care se plătește 120 de bancnote. Oh, oh, bine plătit! Enorm, domnule de Blotier! Dublu față de cât ar fi fost plătit în altă parte. Și atunci bătrânul nostru maestru, care nu vrea să fie obligat unui nătărău, vrea să găsească domnului Lodon niște calități excepționale. Da, da, domnul Lodon se poartă drăguț cu el. Desigur, și-ați remarcat că patronul nu-i adresează nicio frază fără să nu îi spună maestre. Da, de altfel, această diferență rămâne numai în cuvinte, nu și în ton. Îi spune maestre cum ar spune băiete. Dar ține să facă din el un personaj cât mai important cu putință pentru ca Lodon el însuși, dominându-l, să se cațere cât mai sus. Da, dar acest mare scriitor... Acest mare scriitor, să nu exagerăm, să spunem acest scriitor bun. Acest scriitor bun, așa. Dacă așa vreți, nu cu mulți ani în urmă, a publicat articole de avangardă. Da, 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 da. Știu asta pentru că socrul meu a fost foarte enervat când a aflat că îl vom întâlni la castel. Mi se pare că îl consideră un revoluționar. Vă rog, liniștiți-vă, socru. Bătrânul nostru maestru și-a pus mult apă îndulcită în vin. În primul rând, de un om căruia îi place mult să-i mănânce pe alții. Mă rog, mă rog. Nu pare lacom, totuși. Ah, nu-l fascinează atracția grosolană a unei mese bune. Îi place mai mult locul de onoare și laudele pe care le primește la aceste mese. Cum mai are încă imaginație, aduce claselor conducătoare tot felul de principii care consolidează mesele bune. După ce a fost apărătorul clasei muncitoare, acum, în mod absolut, este unul din cei mai autorizați susținători ai clasei trântorilor. Îi datorează mult. Puteți să spuneți socrului dumneavoastră că fiara a fost îmblânzită. Mă rog. N-a fost chiar așa de greu. A consimțit și ea ca și mine. Ca și Balinion, care vine acum în fugă dintr-una din cursele lui zilnice în slujba patronului. Ce s-a întâmplat? Dragă Verde, a sosit numitul testiu pe care patronul l-a convocat la ora 16. Este 16 și un sfert și întreabă de ce nu e primit. Patronul nu e cu prefectul? Nu, prefectul a sosit la ora 15.30 încă aici și l-așteaptă pe domnul Lodon. Spune că are timp și că n-are nicio importanță. Uite-l pe testiu cum intră ca o fiară. În sfârșit e cu putință să capăt un răspuns sau nu?
vă rog să mă scuzați, domnilor, dar am fost chemat de domnul Odon. I-am transmis că sunt aici, dar parcă nici nu și-a dat seama. M-a chemat pentru ora 16. Am venit la 16:05, acum e 16:15. Sunteți chiar atât de grăbit, domnule Testui? Domnule, nu am nimic de făcut, dar nu-mi place să aștept. Îmi pierd timpul toată ziua, dar nu-mi dau seama că îmi pierd timpul toată ziua decât atunci când aștept într-o anticameră. Ați face bine totuși să-l așteptați pe domnul Lodon. Că nu eu am cerut să-l văd, domnule. Știe foarte bine unde locuiesc și știu foarte bine pentru ce vrea să mă vadă. Dacă vrea să vină, poate să o facă. Iar dumneavoastră puteți să-i spuneți din partea mea că la mine nu va aștepta. Asta nu atât pentru el, cât pentru mine, deoarece pe mine ce să-i fac mă deranjează ca oamenii să mă aștepte. Sunt un sălbatic, dar sunt politicos. Bună ziua, doamnelor, ce vreau, bună ziua. Ce tip! Sunt curios să văd cum va decurge povestea asta. Nu prea întâlnește Lodon în fiecare zi asemenea sălbatici. Suntem acum în casa din pădure a lui Testu. Acesta stă la masă, adâncit în gânduri. Cineva bate la ușă. Intră Balignon. Ah, iată-l pe Balignon, gonaciul domnului Lodon. Ce mai faci, gonaciule? Îți meriți tainul? Domnul Lodon va fi aici înainte de ora 13 și nu-i place să aștept. Puțin îmi pasă mie de domnul Lodon. Pentru că are un ziar și face ce vrea în politică, face ce vrea și în guvern. Dar aici nu poate face nimic. Ar dori cocioaba mea ca să-și rotunjească domeniul. Nici pentru aur, nici pentru bani n-o s-o capete. Dacă domnul Lodon să vă vorbească, vă veți schimba complet părerea. Dragul meu, asta s-o crezi tu. No. Și zici că-mi comandă să-l aștept? A uitat pe semne că nu fac parte din proprietatea lui. Asta e un fel de a mordona indirect, ceea ce nu-mi convine deloc. Ia zi, a? Bei un păhărel gonaciul. Am niște whisky adus din Elveția de contrabandiști. Nu, vă mulțumesc, nu vreau să beau acum. Și mai ales nu trebuie să te prindă patronul bând fără permisiunea lui. În fine, iartă-mă, n-ar trebui să-mi bat joc. Îți câștigi pâinea și ai o scuză, Balignon. Dar pe domnul Lodon, care are ce să mănânce și care sâcâie lumea pentru a-și dovedi puterea, nu-l înghit și poți să-i o spui. Știu, de altfel că nu vei face acest comision. Iar eu n-am să-i o spun dacă nu începe el. Sunt un sălbatic, dar sunt politicos. Și n-am niciun motiv să spun grosolănii oamenilor atâta timp cât nu mă provoacă. Domnule Testu, vă sfătuiesc să nu vă aprindeți prea tare. Se știe la noi la ziar că la Paris ați fost angajat în comerț și când aveați necazuri vă descurcați cum puteați. Iar când n-ați mai putut scăpa de necazuri, ați plecat din Paris puțin cam prea repede și nu chiar de bunăvoie. Da, există un dosar întreg despre dumneavoastră. Dosar, eu! Stăpânul meu a lăsat închis acest dosar, dar... E mai bine pentru dumneavoastră să nu fiți contra proiectelor domnului Lodon. Și voi vă închipuiți că mă speriați pe mine cu asta? Mai, dragul meu, mai bine mai lăsați să-mi citesc ziar. Arace, unde sunt ochelarii? Da, trebuie să-i caut în râpă. Acolo am fost alineauri. Poate că n-au crezut înăuntru. Ce nenorocire. Nu pot să citesc fără ochelari. Aștept o scrisoare de la băiatul meu care e la Paris. Aveți un băiat, domnule Testu? Da, un băiat de 22 de ani, funcționar la bancă. Un băiat bun care prețuiește mai mult decât taicăsu. Și-a pierdut mama când avea 5 ani și l-am crescut singur. Ce drept, l-am crescut mult mai bine pe el decât pe mine însă. Se aude o mașină, domnule Testu. O mașină? E mașina patronului. Hai, gonaciule! Nu tremura așa tare. Da, intrați. Vă rog să mă iertați, v-am spus, intrați puțin cam târziu. Nu v-am auzit bătând la ușa. Lasă-ne singur, Balignon. Da. Ce repede
A șters-o. Vă sunt extrem de îndatorat că mă scutiți să le spun oamenilor să iasă afară din casa mea. Unii ar lua asta drept proastă creștere. Eu vă aprob. Se simte că pentru dumneavoastră cuvintele au prețul lor. Eu însă, care n-am nimic de făcut, risipesc cuvintele, căci nu mă costă nimic. Domnul Testiu, cred. Da. Știți foarte bine cum mă cheamă, domnule Laudon. E deci inutil să spuneți cred. De altfel, modul cavaleresc în care vă purtați la mine în casă dovedește că ne cunoaștem. Chiar mai bine decât credeți. Știu că aveți un dosar despre mine. E o mare onoare pentru mine, credeți-mă. Din moment ce v-ați dat o steneală să mă întocmiți fișa, înseamnă că oarecum însemn ceva pentru dumneavoastră. Domnule Testiu, știți ce mă aduce la dumneavoastră? Și dumneavoastră știți de asemenea că cererea dumneavoastră nu are mari șanse să fie acceptată. Almintere și ret cum sunteți, dacă aveați speranța să vă înțelegeți cu mine, mi-ați fi vorbit cu totul și cu totul altfel, de sus, bineînțeles, dar fără bruschețe. V-am oferit prin intermediul notarului 35.000 de franci pentru cocioaba și sfoara dumneavoastră de pământ. Da. E aproape de 4 ori mai mult decât valorează. Eu nu știu cât valorează. Astăzi vă ofer în plus 15.000. În total 50.000. A, nu, e scump, e mult. Hai, să lăsăm, să lăsăm. Vedeți că doresc acest loc și vreți să ne tocmim. Nu, n-am pretenția asta. Să dau lecții de tocmeală unui profesor. Domnule Testiu, noi știm la ce ne putem aștepta din partea dumneavoastră. Și ce dacă... Am părăsit Parisul puțin cam brusc după ce semnasem cecuri fără acoperire. Nu o să vă spun acum că eram de bună credință. Nu vreau să fac pe inocentul în ochii dumneavoastră. De altfel, nu vă cunosc și ați fi mai disprețuitor față de un inocent decât față de un șarlatan. Domnule Testiu... Iertați-mă, domnule Laudon, am uitat că sunteți în casa mea. Modul în care ați intrat mă putea face să uit asta. O plângere a fost depusă contra mea. Această reclamație a fost retrasă. Datorită patronului fiului dumneavoastră. Așa este, exact. Așa că nu mai am datorii față de justiție. Din fericire pentru dumneavoastră. Na, vă intrigă că nu puteți să mă aduceți nicio vină. Eu nu sunt o persoană politică care să se teamă de o campanie în ziare. Puterea dumneavoastră, supraputerea dumneavoastră, se oprește în pragul cocioabei mele. Singurii mei prieteni de pe lumea asta, învățătorul și fiul meu, știu totul despre isprăvile mele. Într-adevăr, nu aveți noroc, domnule Laudon. Degeaba aveți fler în afaceri. Ați nimerit peste un om care nu e ușă de biserică, e drept, din păcate, dar care nu se închisește că nu e așa. Ce client neplăcut. Pentru dumneavoastră. Într-una din zilele următoare voi găsi o metodă prin care să vă fac să fiți înțelegător. Sincer să fiu, nu văd în ce fel. Bună seara. Bună seara, domnule Laudon. Vreau să precizez că nu m-ați înfrânt. Rămâne, poate, pentru altă dată. Sunt liniștit în privința asta. Da, bun. La revedere, domnule Laudon. La revedere. Mi-am puiat capul excrocul ăsta. Când o să dispară oare indivizii de genul lui? Ia mai bine să-mi caut eu. Da, intră! Da, cine e? E, drace, de ce nu fi zicând nimic? A, intră! Că asta e bună! Ia să deschid eu. Seara. Dumnezeule, dumneavoastră, cine mai ești? Văd că ești rănit? Hai, sprijină-te de mine, așa, încet. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc pentru ce? Că nu vă las să dați ortul popii? Asta nu intră în obiceiurile de casă. Hai să vă duc până la fotoliu, încet să vă dați. Stați jos.
Așa. Acum să vă dau și un pahar de la chiu? Nu, 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 mulțumesc, domnule. Nu, după o căzătură, că își presupun că ați căzut, că sunteți în halul ăsta. Trebuie să înveți ceva întăritor. Nu mă prea pricep eu la medicină, dar asta o știu. Să nu credeți că dacă trăiesc ca un sălbatic în pădure, aș ști un vrac. Nu sunt deloc ceea ce se crede despre omul pădurilor. Sunt un sălbatic din Paris, născut în Faubourg du Temple, unde se recurge mai mult la farmacistul din colț. Poftiți, beți. Așa. Domnule, vă voi spune cine sunt. A, nu, nu, nu vă cer. Sunteți un rănit pe care îl îngrijesc. Nu-mi povestiți viața dumneavoastră, asta mă va scuti să-mi povestesc propria viață. Nu, nu am dreptul să vă tenuiesc cine sunt. Căci poate e periculos să mă ține sub acoperișul dumneavoastră. Sunt hăitui de poliție. Nu, nu sunt un criminal de drept comun. N-am ucis și nici n-am furat. Sunt urmărit din motive politice. Am scris un articol într-un ziar comunist și s-a emis contra mea un mandat de arestare. Bine, atunci nu riscați mare lucru. Vă înșelați. Am risc viața. Din motive politice, cred, nu vor să mă prindă viu. A, da, da, înțeleg. Când spun cred, sunt de fapt sigur. Avem printre noi oameni pe care îi socotim vânduți poliției și care în realitate sunt falși spioni și nu comunică poliției decât ceea ce dorim noi să le spunem. Și știu printr-unul din tovarăși ce intenție are poliția față de mine. Poliția și, cred, guvernul nu vor ca procesul intentat împotriva mea să-și urmeze cursul. Atunci când oamenii poliției mă vor prinde, voi fi constrâns să opun rezistență în așa fel încât să oblig pe agenții poliției să folosească revolverul. Ia, mă luați o înghițitură. Nu, așa, vă rog, vă rog. Așa, așa. Ia. Și ia ziceți, cum v-ați crântit glezna, a? Eram hotărât să trec prin gara Belgard cu acte false. Aha. Dar am văzut în tren figuri suspecte, oameni care s-au urcat în tren la Bourg-en-Bresse. Nu știu dacă mă înșelam, dar nu e exclus. Când ești căituit, ai fobii. Da, da. Și cum trenul încetinise din cauza lucrărilor de pe linie, mi-am spus că poate e mai bine să nu merg până la vamă. Am sărit din mersul trenului și mi-am scrântit glezna. Nu erau decât doi sau trei lucrători pe terasament care lucrau puțin mai departe și nu m-au văzut. Am ajuns pe drum, apoi în pădure. Acum, pentru că v-am prevenit și pentru că mă simt mai bine, n-aveți decât să spuneți un cuvânt și îmi voi relua drumul. La gara de frontieră, oamenii poliției, dacă erau polițiști, și-au spus cu siguranță, nemai văzându-vă în tren, că ați sărit jos în timpul cât trenul încetinea. De la gara de frontieră până la locul în care vă aflați sunt 5 leghe. Nu o mașină. Nu prevăzuseră decât urmărirea în tren. N-au plecat la drum imediat. Este ora 9 seara. Nu e niciun pericol dacă stați aici până la ora 2 noaptea. Să nu vă fie teamă. Vă arăt un drum care vă va duce în Elveția în câteva ore. Există un post de vamă la ieșire. Vă voi spune cum să-l evitați. Cu toate că aveți glezna scrântită, va fi mai puțin greu cu bicicleta de gâce jos. Da, da, da. Vă împrumut bicicleta mea. Dar cum o să vă înapoiez? Cum o să vă înapoiez? Da. Problema e ușoară și mai ales ușor de rezolvat. Într-un sat elvețian pe care îl veți găsi, al doilea după frontieră, veți face cunoștință cu un anumit Hauser, vânzător de grâne, care vine de 3-4 ori pe săptămână în Franța cu șareta și pentru care va fi o plăcere să-mi aducă înapoi bicicleta pe care eu v-am împrumutat. Vă mulțumesc, dar cum aș putea să mă arăt de cunoștință pentru binefacerea pe care mi-ați făcut-o? Să evitați să vă lăsați înhățat, căci nu-mi vor înapoia niciodată bicicleta. Devotamentul dumneavoastră mă stânjenește. Oare ideile dumneavoastră sunt aceleași cu ale mele? Comunist? Eu? Ah, oh, nu. Nu. Adică, în altfel, nu sunt nici anticomunist. Altfel spus, nu mă ocup de problemele astea. Dar întotdeauna țin cuvânatul. Niciodată cuvânătorul. Fie. Nu sunteți un confrate într-o idee, dar nici un fals confrate. Vă voi spune de ce poliția nu mă vrea viu. Da. Pentru că am în mână, sau mai bine zis aveam, o scrisoare foarte compromisătoare pe care falșii noștri spioni ne-au încredințat-o.
O scrisoare care stabilește că unul din membrii cabinetului actual a fost amestecat în unele afaceri ale poliției. Mm. Scrisoarea se află în mâna unui tovarăș, Barbetriniac, strada Saint-Maur, numărul 8. Mai spuneți-mi. Vreau să rețin numele ăsta, dar n-am găsit ochelare pe care i-am pierdut. Să iau o hârtie. Da, văd că mă afiliați fără a avea aerul la Partidul Comunist. Vă avertizez că n-am de gând să o fac. Cel puțin așa credeam până acum. Drumul pe unde voi merge e umblat de răufăcători? Am mulți bani la mine. E un drum pe unde nu trece nimeni niciodată, așa că bandiții nu vă vor preda. Am o sumă importantă întreaga mea avere și cu care mă voi instala acolo împreună cu logotnica mea. Aveți o logotnică? Nu mi-ați spus tot. Caut să văd ce pot să vă mai spun. Din primul moment am avut încredere în dumneavoastră. Cauza pe care o slujești și pentru care voi continua să lupt în Elveția este singura cauză dreaptă într-o lume coruptă, în slujba banului câștigat prin orice mijloace. Da, așa mi se pare și mie. Tocmai de aceea mă împotrivesc cu încăpățânare să fac jocul haitei de lupi care ne conduce. Nu veți putea niciodată să vă războiți singur cu ei. Pentru că această haită de lupi, cum o numiți dumneavoastră, are la dispoziție toată aparatura necesară să zdrobească orice împotrivire. Armata, poliția, justiția, presa. Mie îmi spuneți de presă. Da, văd că vreți să mă convertiți. În orice caz, să știți că ar fi fost puțin cam imprudent să treceți pe la Pelgard cu atâția bani la dumneavoastră. Știți că nu sunt admiși decât 5.000 de franci. Da. Dar nu avem nicio metodă practică și rapidă de a face să treacă banii dincolo. Da. E ora 9:30. Trebuie să mâncați ceva. Nu mi-e foame. Vă voi pregăti un mic sandwich pe care îl veți mânca înainte de plecare. Îmi pare rău că vă deranjez atât. Pentru toate serviciile pe care vi le fac cu multă plăcere, sper că nu o să mă umiliți oferindu-mi 3,50 franci pentru hrană. Aveți dreptate. Prefer să rămân dator și să nu jignesc amabilitatea dumneavoastră deosebită. Da, dragă domnule, așa da. Hai. Și acum duceți-vă la culcare. La ora 2 vă voi scula și vă voi conduce la o distanță de 10 minute de aici, unde începe drumul pe care trebuie să mergeți. Veți fi treaz la ora aia? Nici n-am să mă culc. Să nu credeți că îmi schimbați obiceiurile. Sunt un țăran de un fel aparte. Am păstrat obiceiurile din Montmartre, precedenta mea reședință, și nu mă culc niciodată înainte de 3-4 dimineața. Fac tot felul de treburi, citesc, dar asta nu mă împiedică să fiu treaz la 12 ziua. Poate că e momentul să mă retrag. Nu sunt obosit, dar fac o provizie de odihnă pentru oboseala viitoare. Parcă e cineva în alee. Nu, e vizitatorul meu zilnic, prietenul meu, învățătorul, care, da, după terminarea programului, își petrece 2 ore cu mine. Nu e nevoie să vă vadă. Treceți pe aici, pe culoare. Ca să mă ajutați, scuze. Camera din dreapta, da? Da. Somn ușor. Mulțumesc. Intră. Bună seara, Poli. Bună seara, domnule Testi. Ce am aflat? Am aflat că ați refuzat 50.000 de franci pentru casa dumneavoastră. Desigur, prietene, sunt prea bogat. Nu înțeleg, dar de ce n-ați vrut să-i cedați proprietatea pentru un preț atât de bun? Din cauza providenței care mă scutește să am nevoie de bani. Profit de acest lucru după cum îmi place. Nevoia de bani m-a zăpăcit și m-a stricat destul. Cum pentru mine nu mai contează legea necesității, să mi se dea voie să trăiesc după placul inimii și să mă bucur. Sper că v-ați gândit bine, pentru că știți, acum dacă vă schimbați părerea, nu-i veți mai găsi ieșind de aici, castelan. No, nobilul moștenitor al Lodonilor, omul ăsta mă urăște de moarte. Îmi va face tot răul cu putință. Dar de fapt nu poate face nimic contra mea. E colosal de bogat. E temut și respectat. Și deși nu sunt foarte mulțumit de mine, să știi că nu mi-aș schimba sufletul cu al lui. A plecat de la nimic. Nu are niciun pic de simț moral și totuși guvernează oamenii și le impune felul lui de a gândi.
Nu vă e frică? Îi are mână și pe judecător? Bine, judecătorii sunt mai puțin de temut decât domnul Odon, pentru că el și alege singur pe cei pe care judecă. Bineînțeles, nu se adresează oamenilor cinstiți, pentru că cu oamenii cinstiți e mai grav. Nu știi ce se poate întâmpla. Se adresează de preferință oamenilor dubioși și sunt atâția. Da, firar să fie, uitasem. Am o scrisoare pentru dumneavoastră, mi-a dat-o poștașul. Da, dă-mi-o. Da, e o scrisoare de la fiul meu. Da, drace, nu mai am ochelarii. Micuțul meu, Poli, dumneata care ești învățător, trebuie să știi să citești. Ia, hai, citește-mi scrisoarea băiatului meu încetişor. Nu te grăbi. Eu o citesc totdeauna încet, încet, pentru a-mi prelungi plăcerea. Da, domnule Testiu, din primul rând reiese că ar fi indiscretă din partea mea să continui. Da? Ce spune? Tată, am să-ți fac o mărturisire gravă. Poli, am încredere în dumneata. Hai, citește, citește-mi scrisoarea. Am mai mult curaj să ascult decât să aștept. Da, mulțumesc. Am fost antrenat de niște prieteni. Eu, care nu jucasem niciodată, am pierdut bani la curse. Niște prieteni m-au luat cu ei la mare. Am intrat într-un casino și am jucat bacara pentru a mă reface. Trebuie să pun înapoi în caserie 25.000 de franci de astăzi în 2 zile. Da. Și scrisoarea este datată de ieri? Îmi este imposibil să-i mărturisesc patronului acest lucru după încrederea pe care ți-a acordat-o. Și tot ce a făcut pentru mine. Nu mi-o spune, dar citesc asta printre rânduri. Știu că veniturile tale sunt mici, dar nu pot să-ți cer decât ție. La nevoie aș mai avea încă 48 de ore răgaz, căci patronul meu poate se întoarce peste 4 zile, după cum poate să-și grăbească întoarcerea. Știu că trebuie să se întoarcă la Paris. El însuși are încurcături. Doamne, ce să fac? Ziua următoare, din nou în castelul domnului Lodon. Balignon și Verdet discută despre ultima întâmplare care a schimbat programul invitațiilor. Nu. Cafeaua nu se va servi aici, ci pe verandă. Patronul a pus această cameră la dispoziția judecătorului de instrucție. Ce poveste, Balignon, și sălbaticul pe care l-au adus între jandarmi acolo în birou. Da, camerele de la primărie sunt într-o stare atât de jalnică încât domnul Lodon i-a spus judecătorului să vină să facă ancheta aici. Știu, domnul Lodon spune că justiția nu trebuie să piardă timpul. Zice că șchioapătă, știi? El o face să pășească drept. Poftiți, doamnelor, maestre! Regret astăzi că cafeaua este servită pe verandă. Da, știu. Ne aflăm aici într-un local judiciar. Domnul Lodon ne-a spus că am împrumutat salonul judecătorului de instrucție. Se pare că sălbaticul se află în castel sub paza jandarmilor. Da, e foarte impresionant, nu? Trebuie să fie un om teribil. Încă de ieri, când a venit și a întrebat de domnul Lodon, spunând că nu vrea să aștepte, mi-am spus, iată un tip oarecum neliniștitor. Da, până a gândit că e un asasin. Nu vă grăbiți. E numai acuzat de asasinat. Da. După cele ce ni s-au spus, e imposibil să nu fie vinovat. Nu asta este și părerea dumneavoastră, domnule Verde? Părerea mea, doamnă de Chelozy, dumneavoastră aveți îndoiel, maestre? De fapt, nu mă pronunț. Ar trebui să urmăresc ancheta. Evident, sunt acuzații foarte grave împotriva acestui om. Și mai ales nu se știe cine ar putea fi dacă nu e el. Inspectorii de poliție sunt în căutarea corpului. I-am văzut. Unul dintre ei are un aer foarte șmechel, cel care a descoperit haina victimei. Într-un moment, povestea mi se pare extrem de emoționantă și de senzațională. Dar poate că ancheta ne va dezvălui că e vorba de o crimă banală. Un comunist omorât de un alt comunist pentru că victima avea bani la ea.
Să sperăm că divulgarea acestei afaceri va lămuri publicul asupra mentalității periculoase a acestor oameni și îi va discredita pe acești pretinși apostoli, a căror autoritate vine din faptul că se adresează unor nemulțumiți. Tocmai, da. În fond, e bine că un astfel de eveniment grav vine să pună în gardă publicul amăgit și să arate că trebuie să se ferească de acești... demagogi. Da, demagogi. Și să le facă pe toate aceste ființe credule, da? Să vadă că reformele pe care le vândură nu sunt decât... Așa, utopii. Utopii. Ar trebui convinși că ar avea mult mai mult de pierdut decât noi într-o răsturnare socială. Domnule Verde, am impresia că sunteți de rea credință. E caracteristic vârstei mele, bunul meu maestru, dar fiți liniștit. Sunt mai înțelept decât par și această rea credință nu va dăuna avansării mele. Totul mă face să cred că odată cu înaintarea în vârstă și onoruri, voi îmbrățișa opinii mai liniștite. Rea credință. Eu plec să-mi beau cafeaua. Maestre? Domnule Verde, i-ați transformat demagogia în utopie. Am fost lipsit de respect față de el? Nu tocmai, dar era momentul ca discuția să se întrerupă. Îl văd să simt pe domnul Odon. E însoțit de un domn care mi se pare a fi judecătorul. Nu se poate să mai zăbovim aici puțin? Nu trebuie să deranjăm munca justiției. E cu putință ca judecătorul să nu spună nimic. L-am văzut, e un domn care pare cum se cade. Dar domnul Odon, de când e unul din stăpânii zilei, luptă să fie respectate formele justiției. Să le lăsăm, deci, locul. În fine, vom afla în curând câte ceva. Tot bine? Să sperăm că vom fi ținute la curând. Bineînțeles, da. Să ne retragem, doamnelor, vă rog. Domnule Odon, sunteți extrem de amabil punându-mi la dispoziție această încăpere pentru anchetă. Domnule judecător, cum credeți că aș fi făcut altfel? Primăria nu există, e un fel de grajd. Primarul de aici, care nu aspire decât să-mi cedeze locul, căci nu ar fi prea rău pentru ținut, primarul, zic, era extrem de rușinat să ne primească în casa comunală. Poftiți în acest fotoliu, vă rog, e lângă biroul meu. Mulțumesc. Vă las să lucrați. Nu e nicio grabă. Îl cunoașteți pe domnul Testu? Desigur. Închipuiți-vă, e un om cu care tratam afaceri. Mai bine spus, discutam zilele astea pentru a-i cumpăra cocioaba. Așa. Îi ofeream de 6 ori mai mult decât valorează. De aceea, în primul moment, când am aflat de arestarea lui, căci are o reputație detestabilă. Da. Mi-am spus, cum oare să fie omorât pentru ban omul ăsta dacă a refuzat cele 50.000 de bacnote ce îi le oferise? Da. Apoi mi-am spus, da. Dumnezeule, voia să mă facă să mă tocmesc. Probabil aflase că tratasem cu altcineva. Da. Și atunci, de ciudă... Da, și cum ocazia s-a evit. Da, s-a evit. Se pare că omul urmărit de poliție avea o mulțime de bani asupra lui. Da, trebuia să aibă cam 100.000 de franci. Așa, prin urmare. Da, n-am pierdut timp. Crima a fost comisă probabil noaptea. Comisarii de la Paris, care îl urmăriseră pe bolșevic, au ajuns azi dimineață pe la ora 9 la numitul Testi. Era culcat. L-au trezit. Da. A declarat că nu a primit nici o vizită în afară de aceea a învățătorului. S-a făcut turul casei și s-a găsit într-un tufiș o haină împăturită, cea pe care o purtase desigur victima. Dar iată ceva și mai grav. Către orele 12, o întâmplare fericită ne-a adus noi indicii de o anumită valoare, cum veți vedea. Se depusese la biroul de poștă din J. suma de 25.000 de franci pe adresa lui Georges Testu, fiul tipului nostru. În același birou am găsit o telegramă astfel concepută. Primit suma chiar azi. Valoarea sumei era declarată. Era vorba de 25.000 de franci. Cum a putut Testu să o procure? Trebuie să admitem că o avea. În orice caz, ce coincidență între dispariția bolșevicului și trimiterea acestei sume. Evident. Voi mai abuza încă puțin de amabilitatea dumneavoastră. Vă rog. Aș dori să telefonez la J ca să văd dacă nu a apărut acolo vreun indiciu nou. Poftiți aici în camera de alături. Mulțumesc. Da. Cred că doriți să cereți legătura chiar dumneavoastră. Da, bineînțeles. Scuzați-mă, domnule. Vă rog.
Domnule Verde, vino puțin, te rog. Vom trimite o telegramă la Paris, la ziar, în legătură cu afacerea asta. Nu vreau să cer autorizația nătăflețului ăstuia. Își va consulta conștiința și va sfârși prin a refuza. Am înțeles, patroane. În loc să te întorci la Paris, vei mai rămâne câteva zile. Timpul necesar să urmărești afacerea asta. Da, bine, patroane. Știu care este datoria mea față de dumneavoastră și mă supun. Îmi repet mereu acest lucru. Repetă-l mai rar și nu mă obliga să-ți amintesc ce-mi datorezi. Da. Am oroare să fiu forțat să-ți o spun mereu. Mă duc să fac un tur prin parc. Dacă acest imbecil de magistrat are nevoie de mine... Să fiu chemat. Am înțeles. Sunt la dispoziția lui pentru că reprezintă justiția țării mele. Da. Și pentru că țara mea reprezintă ceva. Nu muncesc decât pentru ea. Uite-l și pe Balinio. Balinio! Da? Înțelege-te cu Verde. Da. Îl mai rețin aici câteva zile. Dumneata te vei întoarce chiar azi la Paris. Vei lua mașina. Care? Eu ies deocamdată. Știi ce spune marele nemernic? Că nu muncește decât pentru țară. Și ce e mai teribil e că sfârșește prin a crede și el asta. Dar poate că e adevărat? O, dragul meu, Balinio, te rog, nu cu mine. Dragul meu, Verde, ești nedrept cu el. Te cunosc că aparții aceleași categorii de oameni pe care necesitatea forța să devină slugarnici și care vor să-și găsească un motiv mai demn decât acela de a fi sluga unui mare om. Ei bine, nu, dragul meu. Prefer să mărturisesc că mă plec din punct de vedere moral decât să-mi pierd clar viziunea care este una din uneltele meseriei mele. Da, e monstruos ca într-o țară o asemenea putere să fie în mâinile unui individ fără cel mai mic simț moral. E monstruos! Dar cum nu pot să schimb nimic, dragul meu, profit? Asta se numește cinism, Verde. Sau resemnare. Mare, eu mă duc să mă pregătesc de plecare. Du-te, frumosule Paj, lasă-mă cu judecătorul. Văd că se întoarce. Poftiți, domnule judecător, vă rog. Doriți ceva? Domnul Laudon a ieșit? Sunt colaboratorul lui. Oh, domnului, sunt foarte onorat. E un om extraordinar, domnul Laudon, da. Mi s-a vorbit mult despre el, dar niciodată nu-l cunoscusem îndeaproape. Ce putere de concepție, ce discernământ fin. Bine, se înțelege influența pe care o are un astfel de personaj asupra destinelor. Aș putea spune chiar ale unui popor. E prea mult spus, însă influența lui domnește pe continent. Pe cele două continente. Și știți, președintele Curții de Casație, ministrul de Justiție, da? Sunt amicii lui. În ziua în care micul dumneavoastră tribunal vă va părea prea strâmt, va fi suficient să vă adresați lui. Un telefon în Place Vendôme și se rezolvă în următoarele 12 ore. Da. Pregătiți-mi o mică notă, dacă sunteți amabil. Cum va trebui să fac să vă pare vină? Simplu. Mica notă. Dându-mi-o în mână. Da, vă mulțumesc. Văd că secretul puterii domnului Laudon nu stă numai în valoarea sa personală, cât și în colaborare. Mulțumesc. Unii cu care a știut să se înconjoare. Mulțumesc. Da. Și ancheta avansează, domnule judecător. Oh, nu? Am vorbit cu un inspector de poliție, cel care a descoperit haina. Tot el e cel care i-a spus direct lui Testu că l-a asasinat pe bolșevic. Testu a primit asta ca un om sincer uluit. E bine, asta este impresia inspectorului, da. Dar apoi a apărut încurcat și s-a apărat prost. Acum îl voi interoga. A declarat că nu are nevoie de avocat. Sunt puțin deranjat de asta pentru răsunetul pe care îl va avea afacerea. Mi-e teamă să nu se spună în ziare că s-au făcut presiuni asupra acestui individ pentru a renunța la dreptul său de a fi interogat în prezența unui apărător. Dacă nu aveți la îndemână un avocat, domnule judecător, am eu unul pe care îl va interesa afacerea. E cineva din regiune? Eu sunt... Poftim? Da, da, domnule judecător. Sunt încă stagiar la baroul din Paris. Dacă te știu, nu e împotrivă, voi asista la interogarea lui. Da, dar discreția profesională... Înțeleg ce vreți să spuneți. Oare discreția profesională a avocatului nu va deranja indiscreția profesională a ziaristului? Nu vă necăjiți, domnule judecător. Se pot împăca foarte bine amândouă. Da. Sunt tânăr, dar nu mai sunt un bebeluș. Bine, despre asta nu am îndrăznit să-i vorbesc domnului Laudon, ceea ce mi se pare normal. Îi sunt profund recunoscător că a pus la dispoziția justiției minunata sa locuință, dar cred că tot ce se va afla aici va rămâne confidențial, bineînțeles. Desigur, dar ce riscați?
Chiar el va coopera. Sunt sigur că este un om care nu mă va sili să fac lucruri pe care conștiința mea de magistrat nu le va accepta. Fiți liniștit, nimeni nu știe mai bine decât el ce preț au lucrurile astea. De altfel, nu aveți decât să urmăriți ziarul. Nu există o școală de cinste mai bună. Scrupulele pentru o casă mare ca a lui sunt o podoabă obligatorie. Dacă n-ar fi avut, și-ar fi procurat în mod firesc. Da. Voi chema deținutul. Îl aștept cu nerăbdarea unui ziarist pasionat și a unui avocat care își va cunoaște în fine primul său client. E un debut? Da, dar nu-i voi fi un apărător prea jenant pentru acuzare. Deținutul va fi poate mai zgârcit la vorbă. Nu dorea un avocat. E un om care se simte puternic. Da. Să intre deținutul. Intră deținutul. Ai declarat că nu vrei avocat. Da. E, dacă revii asupra deciziei dumitale, iată-l pe domnul... Verde. Da, maestru Verde, Verde, avocat la Curtea de Apel din Paris, care te va asista. Da. Asta vă face plăcere, domnule judecător? Vreau să spun, credeți că formele justiției vor fi astfel mai bine respectate? Sunt un cetățean lipsit de zel, dar nu sunt un revoltat, cu toate că astăzi mă aflu între doi jandarmi. Deci trebuie să-ți spun că avem informații destul de proaste despre dumneavoastră. Da, cunosc pe cineva nu departe de aici care ar fi putut să vi le furnizeze. Deci știi de ce ești acuzat? Da, mi s-a spus, domnule judecător. Recunoști că un om a venit ieri seara la dumneata? Desigur, și a plecat azi dimineață. Acest ultim punct va fi elucidat de anchetă. Ascultați, domnule judecător. Da. Aceasta e doar meseria dumneavoastră. Pretindeți că l-am asasinat pe omul de-asta noapte. Îmi cereți să vă mărturisesc pentru a vă ușura sarcina. Regret însă, nu am nimic de mărturisit. Știm că ai primit un om astă noapte la dumneata. Da. Știm că acest om avea asupra lui o sumă mare de bani. Știm din altă sursă că ai trimis bani la Paris cuiva din familia dumitale. Nu știi și asta? Vezi că ancheta noastră nu se face chiar atât de prost? Oh, nu m-am îndoit nicio clipă de calitățile dumneavoastră de anchetator. Ce explicație dai asupra trimiterii banilor? Eziți să răspunzi? Nu am nimic de răspuns. Am trimis bani fiului meu și nu trebuie să dau socotelă nimănui. Ești amenințat de o acuzație capitală. Ah, pentru că v-a plăcut dumneavoastră să mă puneți o acuzație capitală. Justiția cere să spui de unde provin banii pe care ai trimis fiului dumitale. Testu răspunde justiției că asta nu interesează pe ea. Testu, ai o atitudine care ți agravează cazul. Atitudinea mea are două explicații, domnule judecător. Sau sunt nevinovat și sunt pe deplin îndreptățit să nu vă pun la curent cu problemele mele de familie, sau sunt vinovat și atunci, într-adevăr, îmi agravezi cazul. La ce oră a venit omul acela ieri seară la dumneata? La ora 9 seara. Și știai cine era omul acela? Nu l-am întrebat. Cum nu sunt hotelier, nu sunt obligat să-i pun pe cei pe care îi primesc la mine în casă să semneze o fișă. Era un om despre care credeam că se rătăcise. Știu din surse sigure că acel om avea o sumă mare de bani la el. Nu te-ai mirat când l-ai văzut mergând pe jos? Nu, m-am gândit că face o excursie. Mm-hmm. Și a plecat de la dumneata în timpul nopții? A plecat pe jos? Nu, a plecat cu bicicleta mea pe care eu i-am împrumutat-o. A plecat în direcția frontierei? Nu l-am întrebat, dar n-am impresia. Cred că după cele ce mi-a spus că se îndrepta mai curând spre Bourg-en-Bresse. Și i-ai împrumutat bicicleta dumitale? Da, și poate că a fost imprudent din partea mea, căci nu l-am făcut să-mi dea o arvună, o garanție, mai ales că nu-l cunoșteam. În fine, ne vom gândi la toate astea. Altă întrebare. Da. Știi că inspectorul a găsit o haină murdărită de noroi și aruncată într-un tufiș la mică distanță de casa dumitale, mai precis pe drumul care duce nu în direcția Bourg, și în partea frontierii? Știu locul unde a fost găsită haina. Da. Tot ce pot spune e că această haină este într-adevăr a acelui om. Și cum de se afla acolo? Vă voi spune. Da. N-am de gând să mă ascund așa cum credeți dumneavoastră. L-am condus pe acest om cam 100 de pași. Când și-a dat seama că avea haina murdară de noroi după căzătura din ajun, cel puțin așa cred. I-am propus să ia în schimb haina mea. A acceptat. Da. Deci am schimbat hainele. Da, mi-am dat seama că nu-mi încăpea haina lui și atunci, fără să spun nimic, am luat haina și am aruncat-o în tufiș. Ascuns, disimulat într-un tufiș. Dacă doriți, nu țin la termeni. Eu țin la termeni. Mă rog, treaba dumneavoastră. Afacerea Testiu e afacerea dumneavoastră, nu a mea, pentru că dumneavoastră sunteți cel care a inventat-o. De ce ai ascuns haina într-un tufiș în loc să o ascunzi la dumneata acasă? Pentru că nu mă întorceam imediat acasă. Noaptea era frumoasă. Vi se poate spune în ținut că am niște obiceiuri foarte aparte, oarecum stranii, că mă plimb noaptea și mă scol la prânz. Sunt
un rentier. Nu am nimic de făcut. Da. Care sunt mijloacele dumitale de existență? 2300 de franci rentă pe care mi-a lăsat tata când a murit. Dar după ce te-ai plimbat prin pădure, de ce n-ai luat haina la întoarcere? Nu înțeleg ce vă interesează atât haina asta. De fapt, se înțelege, e aproape pe măsura dumneavoastră. Știi? Iertați-mă, iertați-mă. Pentru mine, cum mă întorceam pe alt drum și nu treceam din nou prin fața tufișului, da, a fost indiferent și am lăsat-o acolo. Credeam că locul e sigur, dar n-a fost așa de vreme ce oamenii poliției s-au dus să caute tocmai acolo. Domnule judecător, da, nu am intervenit încă. Lăsați-mă să vă spun că explicațiile clientului meu cu privire la haine sunt perfect clare. În orice caz, sistemul lui de apărare e tot atât de plauzibil ca și combaterea pe care i-o puneți. Nu e prost ceea ce spune tinerelul ăsta. Vă mulțumesc, domnule. Și acum, vedeți, el înțelege de glumă. Testu, da, ajunge. Vrei să semnezi primul dumitale interogatoriu? Nu, văd că îmi faceți onoarea să mă considerați ca pe un criminal celebru și țineți să-mi aveți autograful. Te rog, te rog. Așa, acum că a semnat, domnule judecător, îmi dați autorizația să comunic cu clientul meu, de vreme ce n-am avut nicio convorbire cu el până acum? La e dreptul dumneavoastră, maestre, de altfel eu mă voi retrage în camera de alături, trebuie să telefonez la ex și la mine acasă pentru a-i spune soției să nu mă aștepte la masă. Domnul Laudon a avut bunătatea să mă rețină. E bine, domnule judecător, vom mânca împreună. De fapt, da? Numai pe mine nu m-a invitat. E adevărat că nu sunt în cei mai excelenți termeni cu domnul Laudon. Când vinovăția mea va fi stabilită, vă voi invita, domnilor, să mâncați o omletă cu slăină preparată de mine. Da, știu însă că domnul Laudon va rămâne la el acasă. Nu mi se întâmplă să primesc asemenea persoane simandicoase. Vă las, maestri. Bună ziua, domnilor. Să profităm că suntem singuri. Repede, repede! Vreau să-mi notez. Acum îmi veți spune ce s-a întâmplat. Bineînțeles, nu vom da publicității ceea ce îmi vei mărturisi, ci ca o ipoteză pentru ziar. În aceste ocazii, caseria nu e zgârcită. Nu înțeleg. Nu sunt avocat sau, mai bine zis, sunt avocat, dar nu profesez. Numai că se căuta un apărător pentru dumneata. Și m-am gândit că e o ocazie extraordinară de a comunica cu dumneata. Și nu te lipseam de un avocat mai bun pentru că nu voie niciunul. N-am nimic să vă spun, v-aș lua banii de pomană. Nu ești vinovat? Nu știu. În orice caz, dacă eram, nu v-aș fi spus-o dumneavoastră, căci lucrați cu domnul Odon, care în mod sigur nu prea mă are la inimă. Domnule Testu. Ce politicos. Domnule Testu, sunt convins că nu sunteți vinovat. Numai că vă previn, trebuie să fii deformat profesional ca acest caragios care vă interoghează pentru a nu-ți da seama imediat de o serie de coincidențe care se întorc împotriva dumneavoastră. Știu bine că ați trimis bani la Paris. Este o acuzație în plus destul de gravă. Ascultă, tinere, nu-mi faci deloc o impresie proastă. Ești cu Laudon, dar poate că necesitățile vieții te-au adus în situația asta. Ceea ce aș dori să obțin este să nu se insiste prea mult asupra trimiterii banilor la Paris, care nu are nicio legătură cu povestea imaginată de judecător. Pentru un alt motiv, tot așa de grav, m-ar necăji să văd comentat acest amănunt. Banii aceia sosiseră într-un fel providențial. Nu mă gândeam în acel moment că voi fi acuzat de omor. A, cât mă necăjește să ascund o serie de detalii. Dacă lucrurile se aranjează bine, îți voi povesti cum s-a întâmplat totul, nu pentru a face un articol și sper că, dacă îmi promiți că nu faci, chiar nu-l vei face. Sunt sigur că nu ești un băiat rău, pentru că mai întâi, sigur, ești inteligent. Pot să contez pe dumneata? Nu-ți întind mâna pentru că sunt pus sub acuzația capitală. Ei bine, eu vă strâng. Nu mă speriați deloc. Spune-mi, cred că autoritățile se întorc. Să încetăm efuziunile de la criminal la apărător, care îi vor ului pe oamenii palatului. Maestre, scuzați-mă. Domnule judecător, noi am terminat. Inspectorul de poliție mi-a comunicat un fapt nou care este de natură, trebuie să spun, să dovedească nevinovăția clientului dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Chiar acum, între Champignol și Zior, a fost văzut un ciclist ale cărui semnalmente corespund întru totul celor ale bolșevicului. Exact. Deci nu e mort. S-au dat ordine telefonice tuturor posturilor de vamă care vor supraveghea toată frontiera dintre ele. Ce-i drept, nu toate mesajele au fost încă trimise și tocmai în partea pe unde s-ar putea să treacă n-am obținut până acum legătura. Dar... Iertați-mă, domnule judecător... Domnule,
verde. Și prefer. Ce preferi? Să spun totul. Mai devreme sau mai târziu tot veți ști adevărul. Puteți să căutați la toate liniile de frontieră. Nu va mai ieși niciodată din Franța. Cum? Dacă vreți să-l găsiți, trebuie să scormoniți sub pământ, în văgăuna vulpii, unde l-am îngropat azi dimineață. Dar iată, iată că lucrurile iau o altă întorsătură. Domnule judecător, domnilor, m-am săturat să mai fac pe îndrăznețul, pe șmecherul. Am obosit. Acum sunt ușurat. Aveam nevoie de bani. Acest om avea la el bani, nu? Și apoi vă voi spune toate astea altă dată. Astăzi sunt obosit. Sunt mai bine de 26 de ore de când n-am închis ochii. Să fiu dus într-un loc unde să pot dormi. Nu, nu pierdeți nimic dacă așteptați. În seara asta vă voi spune totul. Jandarm, luați-l pe deținut, da, închideți-l în mica încăpere unde a fost și înainte, luați orice obiect cu care și-ar putea face vreun rău. Jandarm, executarea. Luați-vă, jandarm. Să știți, drag domnule Verde, că e o situație destul de frecventă pe care nu am avut ocazia să o observ, dar am citit despre ea în cărți. Un om se înverșunează, rămâne foarte ferm și solid în fața tuturor întrebărilor. Da. Dintr-o dată se petrece un incident favorabil apărării. Așa? Se produce un fel de detentă care îl slăbește, îi diminuează rezistența, care cedează uneori brusc. Da, voi telefona procurorului Republicii, e totuși o poveste de care sunt mulțumit. Dar s-au dat ordine pentru investigația asupra biciclistului? Ba, nu-i nimic, oamenii poliției să-și facă treaba, nu? Fără îndoială îl vor aresta pe biciclist, vom vedea cine e și la nevoie îi vom da drumul cu scuzele de rigoare. Mă duc, Verde, să telefonez. Câteva minute mai târziu, Verde singur examinează niște hârtii. Intră obișnuiții salonului doamna de Blotier, doamna de Chelozy și bătrânul maestru. Ba da, vă rog să intrați. Această încăpere e sacră numai când domnul judecător de instrucție procedează la un interogatoriu oficial. Acum dă un telefon procurorului, apoi va telefona soției și apoi socrului. Gândiți-vă, e o zi mare pentru el. Ei, a mărturisit? Pe mine mă întrebați asta, doamnă, da? Și secretul profesional. Nu trebuie să ne spuneți nimic, domnul O'Donnell a povestit totul. Judecătorul de instrucție l-a pus la curent. Vedeți că informațiile noastre sunt absolut oficiale. Da. Și noi care am uitat să vă felicităm, domnule Verde, iată-vă, avocat. Da. Bine, dar sunt avocat din ziua în care am jurat, doamnă de Chelozy, numai că nu eram decât cu titlul. Mai bine, bine. Din afacerea asta, domnule Verde, patronul dumneavoastră va avea poate petecul de pământ care îl deranja atât de mult în domeniul său mare și pe care sălbaticul nu voia să-l ceteze. Acum când va fi condamnat... Da, dar lucrurile, să știți că nu merg chiar așa de simplu. Vor fi formalități destul de numeroase. Nu pot să vă dau amănunte, căci ar dura prea mult și nici nu le cunosc. Nu le cunoașteți. Am convingerea că sunteți o lumină a științei juridice. Ei, mi-am trecut examenele la drept. De atunci nu m-am mai ocupat de aceste probleme și nici înaintea examenului nu mă ocupam cine știe cât. Numai că am dat peste niște examinatori vorbăreți care răspundeau ei înșiși întrebărilor pe care mi le puneau. Cred că judecătorul de instrucție se îndreaptă spre noi. Poate că ar trebui să-i cedăm loc. Nu, da? Nicio grabă, maestre. Imediat ce va transforma acest salon liniștit într-un tribunal care o sândește la tortura prin foc, ne va preveni și ne vom retrage. Dar cum este acest magistrat? Veți vedea singură, doamnă de Blotier. Doamnelor, maestre, binecuvântă soarta care îmi permite să-l cunosc pe scriitorul pentru care am admirația cea mai profundă. Maestre, aveți în fața dumneavoastră pe un
dintre cei mai fervenți cititori ai dumneavoastră. Ultima dumneavoastră lucrare, Obsesia, și-a bine meritat. S-a informat în bibliotecă înainte de a veni aici. Sunt onorat să pot saluta și pe doamna de Șelozii, al cărui nume e venerat în toată regiunea noastră, și pe doamna de Blotier, al cărui castel simbolizează gloria acestei familii de vază. Domnule judecător, clientul meu nu vrea cumva să-mi vorbească acum când lucrurile stau atât de rău pentru el? Ba da, scumpe domnule Verde, să vi-l trimit aici. V-aș fi foarte îndatorat. Domnule judecător, noi ne putem retrage. Nu. Cred că aveți nevoie de această încăpere. Nu, încă nu, maestre. Aștept un telefon. Doar domnul Verde va avea nevoie deocamdată de această încăpere. Mulțumesc. Da, exact. Aud sunând, scuzați-mă, și îngăduiți-mi să vă spun și amintire plăcută voi păstra de la această fericită întâlnire. Și noi la fel, domnule judecător. Cred că am face de rușine magistratura regiunii noastre dacă am apreciat după aceste șantion. Deci trebuie totuși să ne retragem, domnule Verde. Păcat că nu putem rămâne și noi. Mi se pare foarte greu, doamnă. Ar fi fost foarte amuzant. Nu sunt eu cel care a făcut codul instrucției criminalistice. Atunci, doamnelor, să ne retragem. Văd că jandarmul l-a și adus pe inculpat. Sunteți o bandă de leneși curioși. Să intre testi. Da, sunt aici. Tinere, de ce mi s-au luat bretelele? Nu aveam niciun fel de intenție să atentez la zilele mele, dar am obiceiul să port bretele. Cum sunt gras, am și burtă, pantalonii nu stau singuri. Vă rog să mi se dea ceva pentru a-mi susține pantalonii ace de siguranță, solide. Nu mă pot strangula cu ace de siguranță, numai dacă le-aș înghiți și asta mi-ar produce suferințe grozive. O să trimit după ace. Acum avem altceva de discutat. Nu trebuie să vă spun, domnule Testiu, că nu cred în mărturisirile dumneavoastră. Nici eu. Nu îndrăsnesc să vă întreb ce motive ați avut. Te-am chemat pentru a ți le spune. De altfel, sunt ușor de ghicit. Acest magistrat e prea beat de bucurie că am mărturisit crima. Am mărturisit de frică să nu fie continuate cercetările dincolo de frontieră. Se continuă. De asta mă temeam. Ascultă, domnule. Spune-mi numele dumitale. Henri Verde. Domnule Verde, se poate ca omul despre care e vorba să fie vinovat din punctul de vedere al legilor noastre, care nu permit libertatea opiniei? Eu nu fac politică. Tot ce pot să spun e că îi admir curajul și că îi voi purta acestui om o recunoștință veșnică. Ieri seară l-am primit bine. Se temea. Înțelegi? Un om hăituit. Mi-a spus că are încredere în mine, dar îl scuz. Era fugărit, se temea la mine în casă. S-a auzit un zgomot. I-am spus că e Poli, învățătorul, care îmi făcea o vizită. Ăsta era adevărul, dar bietul om era înnebunit de frică. Nu mai îndrăznea să aibă încredere. Și a ascultat la ușă ca să se convingă. Exact. A auzit că aveam nevoie urgentă de bani. Atunci, a doua zi dimineață, când ne-am luat rămas bun și ne-am schimbat hainele, mi-a spus: fiți atent la buzunar, e o mică scrisoare pe care o veți citi după plecarea mea. M-am uitat ce era, nu în plicul cel mic, ci în cel mare. 25 de bancnote de câte 1000 și pe plic scria: pentru băiatul dumneavoastră. Știu foarte bine că mi-i veți înapoia într-o zi, dar vă jur că nu e nicio grabă. Am plâns ca un imbecil. Înțelegi ce am simțit când am aflat dintr-o dată că jandarmii sunt pe urmele lui? Am regretat că n-am spus mai devreme că l-am omorât, pentru că toți oamenii ăștia asta doreau. Încearcă să vezi dacă l-au prins, te rog. Judecătorul va veni să vă interogheze. Atenție, voi continua să declar că sunt vinovat, desigur. Dumneata mă vei susține în această direcție. E un mod puțin obișnuit pentru un avocat. Nu știu ce s-ar crede la Consiliul Ordinii. E adevărat că cei 3 ani de stagiatură s-au terminat de câteva săptămâni și am intenția să le trimit demisia. Pentru a rămâne lângă Lodon. Vă doresc mai mult decât atât. Sper că da. Ce spune Lodon despre arestarea mea?
Mai curând, cred că se bucură. Nu, 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 nu se pronunță. E un om prea șmecher ca să-și afișeze o părere când crede că faptul îi poate face rău. Se preface că e mai presus de toate și îi lasă pe alții să vorbească. Mai curând, cred că e mulțumit că vi s-a întâmplat ceva neplăcut. Consideră că atunci când destinul lovește pe adversarii lui, e un fel de satisfacție pe care așa zisul destin i-o dă lui, arătându-i că este supus dorințelor sale. Acum o să dispărem puțin de aici, pentru că îl văd venind cu judecătorul. Oricum vă interoghează imediat și ieșim. Poftiți, poftiți, vă rog. Cum puteți spune că sunteți deprisos, domnule Lodon? No, nu vreau să vă deranjez în munca dumneavoastră. Nu, acum această muncă e mult simplificată. Am mărturisirile criminalului pe care am reușit să le obțin. Vreau să subliniez bine acest punct. Da. Nu ne mai rămâne decât să fixăm detaliile. Da, da, dar inspectorii dumneavoastră parcă spuneau că nu cred în aceste mărturisiri. A, bine, aceste persoane au venit de la Paris pentru a ancheta. O mare parte din ancheta lor a fost făcută de magistratura locală. Se pare că nu sunt foarte mulțumiți de aceasta. Am ajuns să am totuși ceva cunoștințe despre sufletul omenesc. Poftim? Poftim, intră, domnule Verde, ați discutat cu clientul dumneavoastră? Da, și vă mulțumesc. Care este părerea dumneavoastră, domnule Lodon? E, prietene, îmi păstrez părerea. Da. Deși n-ar fi exclus ca Testiu să fie cel puțin un bolșevic de ocazie, faptul că biciclistul n-a fost încă arestat nu demonstrează că nu există. Știu că oamenii aceia sunt strâns uniți și că se ajută foarte bine când este vorba să dejoace planurile poliției. Eu sunt avocatul lui Testiu, îmi cere să pledez vinovăția lui și dacă dumneavoastră îmi cereți părerea, vă voi spune că fără nicio îndoială e vinovat. E șmecher, dragul meu Verde. Cauza lui ca avocat excelentă. Va demonstra bine că Testiu, clientul lui, e vinovat și crede că va avea succes mai mare salvând capul asasinului, dar totul e să reușească. Se prea poate să aveți dreptate, patroane. Foarte rar mi se întâmplă să greșesc. Îți doresc să reușești. Ai fi putut totuși să-mi ceri permisiunea să te lansezi în această afacere, căci înainte de a fi în serviciu văduvei și al orfanului, ești în slujba mea. Vă rog să mă scuzați, patroane, dacă nu v-am anunțat dinainte, dar domnul judecător dorea să fie de față și un avocat. M-am gândit că n-ați fi văzut niciun inconvenient. Nu, se pare că nu văd niciun inconvenient grav. Totuși, pe viitor, te rog să nu mi te mai substitui pentru a judeca dacă un lucru prezintă sau nu un inconvenient. Sunt puțin vinovat de ce s-a întâmplat și vă voi rămâne foarte obligat, domnule Lodon, dacă nu veți fi neînduplecat cu colaboratorul dumneavoastră. Domnule judecător, da. Vă mulțumesc. Hotărârea mea de a ierta e luată. Dar vă rog să mă credeți că intervenția dumneavoastră ar fi avut valoare dacă ar fi intrat în obiceiul meu să admit intervențiile. Domnilor, vă las cu treburile dumneavoastră. Trebuie să dau câteva telefoane la interne, la artele frumoase și la Ministerul de Externe. Când voi avea ocazia să telefonez la justiție, nu vă voi uita, dragul meu, domn judecător. Mulțumesc. Căci dacă mă lipsesc de intervenții pentru mine, acesta nu e un motiv să nu le acord pentru alții. Vă las, domnilor. Mulțumesc. E cam încăpățânat, dar are dreptate. Nu credeți că va fi neînduplecat dacă, fără să vreau, i-am displăcut? Nu, bineînțeles că nu, cu toate că nu se știe niciodată cu... Da, cred că puteți fi liniști. Știți, eu am un defect, acela de a spune câteodată ce gândesc. N-a fost nimic excesiv. Nu vreau să se înșele asupra sentimentelor mele și fără să căutați expres ocazia, dacă ați putea să-i spuneți cât de mare este admirația mea pentru persoana și munca dumneavoastră. Vă promit să nu pierd ocazia, domnule judecător. Sunt liniștit în privința dumneavoastră și mulțumesc circumstanțelor care mi-au permis să mă apropii de dumneavoastră și să vă cunosc tactul și delicatețea. Dar nu merită. Cum nu merită? Vreau să spun că sunt sigur de sentimentele dumneavoastră. Doriți să chem acuzatul pentru interogatoriu? Excelentă idee! Da. Am să le spun chiar eu, jandarmilor.
Domnul judecător, vă rog să-l aduceți pe acuzat și vreau să vă mai spun, domnule judecător, că sunt totul de acord cu dumneavoastră în ceea ce îl privește pe Teștiu. Așa. Sunt încântat că Teștiu mi-a cerut să pledez pentru vinovăția lui. Oh. Mi se pare că în această chestiune e o problemă care depășește cazul Teștiu. E vorba de antagonismul, de rivalitatea care pare încă o dată între magistrați și oamenii poliției. Deplorabil lucru. Și dacă vom putea să ne închidem gura acestor cârcotași, da, cred că vom face un lucru util. Poftim intre, domnule Teștiu? Da, da, da. Teștiu? Da? Ne-ai promis precizări asupra locului unde ai ascuns corpul nefericitului acelui. Nu voi ține promisiunea, domnule judecător, dar da, nu pot să vă dau indicații decât la locul respectiv. Nu e nicio grabă, numai dacă nu vreți să arătați corpul medicilor legiști. Dar cei pe care i-ați chemat au venit? Iertați-mă că vă pun această întrebare. Atunci corpul se va conserva poate mai bine îngropat decât în aer liber și va fi mai bine pentru constatări, nu? Deci țin să spun, fără să prejudiciez impresia juraților în fața cărora ești chemat să apari, da, că spontaneitatea ce te-a făcut să-ți mărturisești crima, așa, fapt pe care talentul apărătorului dumitale va ști bine să-l pună în lumină, da, va ameliora cu siguranță deciziile juraților și ale curții. Oh, domnule judecător, sunt impresionat de cele ce ați spus. Vreau să afirm că dacă am vrut să vă dau atât de prompt satisfacție prin mărturisirile mele, am făcut-o numai din considerație pentru dumneavoastră. Nu vreau să atenuez importanța acestei declarații, adăugând că nu mi-ar fi displăcut să arăt oamenilor de la poliție, de care am oroare, de ce parte e adevărul și să-i bag astfel cu nasul în propria lor greșeală. Cred că niciodată un interogatoriu nu a lăsat vreodată impresia unei asemenea politeți. Iată cum pot vorbi de o crimă oamenii civilizați, fără să fie lipsiți de curtoazie și de bun simț, care trebuie să ne călăuzească în viață. Mai doriți și alte explicații, domnule judecător? Nu, Teștiu. Nu mai rămâne decât să semnezi declarația. Da, desigur, eu o voi semna, poftim. Da. Așa. Da. Cine este? Da. Scuzați-mă un moment, domnule Verde, poate mai primim vreo veste. Ce mai fi, tinere? Vom vedea imediat, să sperăm că farsa se apropie de sfârșit. Da. Închipuiți-vă, mi-au spus că un bărbat vrea să vorbească cu deținutul. Nu știa că a fost arestat, a spus cam așa. Că a sosit din Elveția cu mașina și se numește Hauser și că i-aduce domnului Teștiu înapoi bicicleta pe care un domn i-a dat-o azi dimineață. Ce? Cu ce s-a întâmplat? Ce este, Teștiu? Domnule judecător, ce? Mi-ați cerut să vă spun exact unde e corpul omului în chestiune. Și? Pot să vă mărturisesc înainte de sosirea medicilor legiști. E în Elveția, domnule judecător. Și nu vă pot preciza locul pentru că se deplasează. Și este mai puțin țeapăt decât cel despre care vorbeam atineaori. Și ce vrei să spui cu asta? Vreau să spun că nu eu l-am asasinat pe acel om și nici altcineva, căci, mulțumesc lui Dumnezeu, e bine sănătos. Da. Alo? Alo, la telefon, judecătorul de instrucție. Da, spuneți. Cum? Da, bine, înțeleg. Vă mulțumesc. Omul cu bicicleta era chiar acela pe care îl căuta poliția. A fost văzut acum 3 ore trecând frontiera. Din nefericire, în locul respectiv, ordinele nu ajunseseră încă și l-au lăsat să treacă. Teștiu, da, vă rog. Vei răspunde în fața justiției pentru o altă crimă. Voi răspunde de ceea ce veți dori. Vreau numai să-mi cer scuze că am jucat această comedie. Era vorba să salvez un om, ceea ce valora ceva și scuză, poate nu lipsa de respect profund, ci considerația pe care am avut-o totdeauna pentru un magistrat ca dumneavoastră. Așteptând decizia ce va fi luată,
veți continua să fiți supravegheat de jandarmi. Da, bineînțeles, bineînțeles, dar pentru această nouă acuzație, da, voi mai avea nevoie de avocat. Îl rog deci pe maestrul Verde să mă asiste. Și cum am nevoie să discut cu el, îl rog pe domnul judecător să-mi dea autorizația. Îmi alătur cererea celei a clientului meu. Da, nu pot să vă refuz nimic, maestre Verde. Mulțumesc. Mă duc să telefonez procurorului pentru a decide asupra acestui aspect nou. Mulțumesc, mulțumesc, domnule judecător. Dragă domnule Testiu, mi-e teamă că v-ați înhămat serios în povestea asta de complot comunist. Nu sunt îngrijorat. Și dacă nu sunt îngrijorat, e numai pentru că nu sunt comunist. Deși știu bine, mă vor boteza comunist pentru uzanțele instanței, da? Când voi face cunoscut celor în drept că există o anumită adresă pe care o voi păstra și nu o voi face cunoscută, la care stă un tovarăș care posedă o scrisoare teribilă împotriva unui membru din guvern, și când voi adăuga că această scrisoare va fi scoasă imediat ce voi fi arestat, știu precis că mă vor lăsa în pace. Sunteți oare un șantajist, Testiu? Nu pentru bani, ci când e vorba de pielea și libertatea mea. Ah, iată, uite cine s-a întors. Balinio! Gonaciu! Domnule Testiu, sunt însărcinat de domnul Odon să vă întreb dacă aveți aceleași idei cu privire la cedarea terenului dumneavoastră. E bine, pentru că trebuie să înapoiesc cuiva o anumită sumă de bani și pentru că cu restul voi putea să-mi cumpăr o altă mică cocioabă. E bine, nu vreau decât să-mi schimb părerea, așa spune că mi-am schimbat părerea. Prea bine. Domnul Odon mi-a spus că dacă doriți să vă refaceți puțin... Mulțumesc. N-am terminat încă. Atunci nu mulțumesc. Domnul Odon vă cere fără ceremonie să veniți să luați masa cu el și invitați-i să... Nu, că despre asta veți mulțumi domnului Odon. Sunt obosit, de altfel sunt totuși prizonier și sub altă acuzație, nu? Domnul Odon va face tot ce poate, va obține imediat să fiți pus în libertate provizorie. Nu, e prea amabil. Scuzați-mă încă o dată, eu sunt foarte obosit. Faceți rău, Testiu, că îi refuzați invitația. Știu, dragul meu Verde. Toți oamenii aceia, bineînțeles și doamnele, ar fi încântați să ia masa împreună cu un comunist. Dar s-ar înșela. Nu sunt un comunist. E adevărat că poate-aș deveni la sfârșitul mesei. Și după toată tevatura asta, nu sunt sigur că mă pot împăca cu Lodonii. Am văzut de partea cui adevărata cinste și generozitate. Rămâne să mai reflectez. Deși sunt cam bătrân, ca să mă mai apuc de politică. Dacă ești convins, nu e niciodată prea târziu. La revedere, Testiu. Pe curând... Omleta cu slănină la Sauvage Palace al prietenului dumitale, Testiu. Ați ascultat Lovitura de Tristan Bernard, adaptare radiofonică de Mariana Chipuc. Distribuția a fost următoarea: Testiu, Mircea Albulescu; Lodon, George Constantin; Verde, Valentin Plătăreanu; bătrânul maestru, Fori Eterle, artist emerit; doamna de Blotier, Ileana Predescu, artistă emerită; doamna de Șelozi, Cristina Deleanu; judecătorul, Mircea Șeptilici; bărbatul, Ion Pavlescu; Poli, Matei Alexandru; Balignon, Florian Pitiș; Crainicul, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică, Laura Niță și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.